Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom face un film foarte util pentru anumite persoane. Astăzi vă voi arăta cum reușesc eu să produc flori la citrice. Acest mod pe care îl aplic eu pentru producerea a mai multor flori la lămâi, mandarini, portocali, etc., în general citrice, acest mod ar fi cel mai corect, după părerea mea. Avem aici un lămâi altoit acum 3 ani, aproximativ. Filmul îl vedeți pe canalul meu de YouTube. Dacă observați, lămâiul este plin de flori și fructe. Bineînțeles, care acum se formează. Dacă observați, puteți vedea și anumiți lăstari foarte subțiri care pornesc dintr-o ramură mai bătrână. Iată și aici, doi lăstari și în capăt, dacă observați, avem flori, da? Aici va înflori și va produce lămâi. Aici, iarăși, avem flori, iată de unde a pornit. Aici, iată, mai multe ramificații, da? Iată. Și dacă observați, ce am făcut eu? Acest lucru trebuie să îl rețineți, pentru că nu mulți vi-l spun. Eu am redus la aproximativ 60% toate crengile, dar puteți tăia și mai puțin. De ce am făcut acest lucru? Acest lucru l-am făcut pentru a stimula creșterea de lăstari noi. Ce se întâmplă dacă cresc lăstari noi? Acești lăstari la lămâi, în capăt, va forma o floare sau mai multe, unde se va forma lămâi, da? Deci acesta ar fi principalul secret pe care nu vi-l spun mulți pentru a nu avea fructe de calitate sau prea multe, pentru a cumpăra, bineînțeles, de la ei. Iată, vedeți, aici am avut iarăși o tăiere, a crescut, aici avem flori, în capăt iarăși, da? Aici iarăși și haideți să vă arăt iarăși o tăiere, da? Nu știu cât de bine se vede. Aici lumina e mai slabă, dar în principiu cred că ați înțeles. Deci, undeva prin februarie, chiar mai devreme, va trebui să tăiați, să reduceți din vârfuri. Sau chiar puteți să le ciupiți cu degetul, cu unghia, pur și simplu rupeți minim 15% din lăstari, da? Ce se întâmplă? Atunci când noi rupem din lăstari, planta va da alți lăstari. Deci pomul va
fi obligat să producă alți lăstari, bineînțeles, pentru a se regenera. Și în acest fel vom avea și flori. Deci, la citrice, acest lucru este foarte, foarte important pentru fruct, da? Deci așa se taie citricele pentru a avea fruct. Deci citricele se taie într-un fel tufă, putem să-i spunem chiar și tufă, pentru a produce fructe foarte multe, da? Bineînțeles, se poate forma și un o coroană tip fas sau alte tipuri, da? Dar trebuie să țineți minte că citricele sunt puțin diferite față de ceilalți pomi. Deci, în principal, va trebui să rupeți minim 15-20% din, sau să tăiați cu o foarfecă foarte simplu, spre primăvară, până să intre în vegetație, adică atunci când planta începe să crească, da? Deci, trebuie să tăiați atunci, până când planta începe să crească. Deci înainte, da? Și veți avea creșteri noi și, bineînțeles, veți avea asemenea flori, cum am și eu. Bineînțeles, condițiile de mediu sunt foarte importante la citrice, temperaturi de minim 20 de grade, hrănirea lor la rădăcină, iarăși. Dar acest lucru poate în alt film. Sper că v-am fost de folos. Nu uitați și voi să dați un like, să faceți o distribuire dacă v-a fost de folos, să vă abonați. Mulțumesc, la revedere!